Continuă seria evenimentelor în Constanța. În acest sfârșit de săptămână se desfășoară prima ediție a evenimentului Sărbătoarea Tradițiilor Meșteșugurilor Dobrogene, organizat pe platoul pavilionului expozițional Constanța. Județele Constanța și Tulcea și-au dat mâna, iar constanțenii și turiștii vor putea vedea în premieră diferite ateliere. Pregătirile pentru eveniment sunt pe ultima sută de metri. Aici se vor desfășura ateliere de pielărie, de obiecte din lemn, ateliere de țesut, de torsul lânii și de cusut, organizate de meșteșugari din județele Tulcea și Constanța. Joi, 19 septembrie, organizatorii le-au pregătit pasionaților de relaxare în aer liber o seară de film, unde vor putea viziona comedia românească Eu, Tu și Ovidiu. Vineri va fi deschiderea oficială a evenimentului, urmând ca în zilele de sâmbătă și duminică, meșteșugarii să-și încânte vizitatorii cu o serie de demonstrații. În primul rând, va fi un cuptor de cărămiz în care se vor arde obiecte de ceramică, cuptor făcut și tot momentul organizat de profesorul nostru de arte vizuale, domnul Florentin Sârbu, ceramist cunoscut în lumea artiștilor. Alături este un cuptor de lut, care deja a fost construit de două doamne de la Lipnița și în care se vor prepara plăcinte, lipiile acelea țărănești, exact cum se făcea acum mulți ani în urmă. Pe parcursul fiecărei zile a evenimentului vor avea loc momente artistice susținute de ansambluri populare din cele două județe, dar și concerte live ale celor mai îndrăgiți artiști ai momentului, Fuego, Nicu Paleru, Trei Sud-Est. În plus, județul Tulcea vine cu o surpriză cu adevărat specială. În primul rând, marele Ivan Pazaichin va fi prezent alături de membrii asociației Ivan Pazaichin, care vor aștepta vizitatorii ca noci și la plimbări ca pe lacul Sutiol. Tulcea va mai aduce la această sărbătoare cei mai buni meșteșugari ai săi, din Tulcea, Lunca, Vița, Vișina, precum și cele mai bune ansamblu folcloric, ce se duc mai departe comunitățile, tradițiile comunităților de Tatunului județul Tulcea. Evenimentul este organizat de către Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, Consiliul Județean Constanța, în parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea, prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada Constanța.